Veste nemaipomenită pentru familia fostului principe Nicolae al României, soția sa, Alina Maria Binder, a dat nașterea seară unei fetițe. Atât copila cât și mama ei sunt complet sănătoase. În cadrul unei declarații oficiale, fostul principe Nicolae a anunțat că soția lui, Alina Binder, a adus pe lume o fetiță și că amândouă sunt perfect sănătoase. Soția oficialului a născut la un spital din București, sâmbătă 7 noiembrie 2020, la ora 25 minute. Fostul principe Nicolae al României a dezvăluit că numele fetiței va fi Maria Alexandra. În același timp, fostul principe Nicolae al României și Alina Maria Binder au ținut să le mulțumească tuturor pentru sprijinul oferit, în special medicilor care au avut grijă ca nașterea să decurgă perfect. Trăim un moment cu totul special în familia noastră și, în emoțiile acestor clipe, mulțumim cu recunoștință pentru sprijinul și entuziasmul deosebit al românilor. Gânduri de aleasă prețuire pentru dăruirea personalului medical în aceste vremuri dificile. Așa să ne ajute Dumnezeu. Nicolae al României. A continuat fostul principe Nicolae al României. Sute de oameni s-au adunat în urmă cu doi ani la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia, unde a avut loc nunta dintre Nicolae și Alina Maria Binder. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți condus de înalt preasfinția sa Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Reprezentanții case regale a României nu au participat la acel eveniment. Micuța Maria Alexandra nu este singurul copil al fostului principe. El mai are o fată născută în 2015 cu o româncă pe care a recunoscut-o după un test paternal.